Stimați colegi, deputați, stimați cetățeni, noi, autorii, nu pretindem că am prezentat un proiect ideal. E și normal ca proiectul înaintat de noi să fie îmbunătățit de către Parlament, prin avizul comisiilor, instituțiilor statului, prin dezbateri. De aceea și există dezbateri, adoptarea în primă lectură, între a doua, și noi nu pretindem că suntem cei mai buni, administrația publică locală. Dar una e când vii cu argumente și alta când vii cu declarații populiste. Oare chiar n-ați înțeles până astăzi că lumea a obosit de politica asta proastă și mincinoasă și demagogică, a? Unii deputați? Oare chiar n-ați înțeles lucrul ăsta? Oare chiar n-ați înțeles că lumea vrea să trăiască, să aibă salarii, pensii, bursă, viață, locuri de muncă, dar nu scandalul la primărie, în Consiliul Municipal, bătăi la casele de construcții, în Parlament, țipte și strigăte și numiri de fete, de băieți, de bidoane, de... Of, oprește-mă, Doamne! Le luăm pe rând. Se cere expertiza Comisiei de la Veneția. Domnilor deputați, acest proiect de lege, în mare lui majoritate, vine să îndeplinească legea pasul 36 cu privire la administrația publică locală adoptat în 2006 de către guvernarea comunistă. Ce expertiză a Veneției trebuie aici? Acea lege a fost expertizată. Noi ajustăm, luăm norma de acolo și o punem aici, că norma asta e veche sau în genere nu există. Vici primarii, timp de 10 ani de zile, vici primarii actuali nu sunt schimbați în primăria Muncep Chișinău. Cum a fost numit în 2007, așa și rămân. De ce? Fiindcă Consiliul nu vrea să schimbe primarii. Fiecare vine cu cerințele lui. Eu vreau pe omul cu tare, eu pe cu toare. Dar totuși primar general este de cetățeni. El răspunde puterea executivă. Și nu este o invenție, o minciună. Uitați-vă, Marea Britanie. Primarul ales prin vot direct numește viceprimarii. Polonia. Primarul ales prin vot direct numește viceprimarii. Bulgaria. Primarul ales de Consiliu, nu de cetățeni. Vici primarii se numiți de primar aleși de Consiliu. Montenegru, primarul ales de către Consiliu, iarăși. Dar vici primarii numiți de către primar. Este practică. Și apropo, și în Rusia voastră, Krasnoyarsk, primarul ales prin vot direct, vici primarii numiți de primar. Care-i problema? Mai departe, prietorii. Prietorii sunt reprezentanții primarului în teritoriu, precum oficiul teritorial a Cancelarii de Stat reprezintă guvernul, așa numitul statut de prefect. Deci de ce reprezentantul guvernului în teritoriu e persoană cu demnitate publică? Dar prietorul e funcționar public, dacă el reprezintă primarul general. Și diferența este că guvernul nu e ales de cetățeni, dar primarul e ales de cetățeni general. Care e aici aberație? Ce e aici uzurpare? Terminați, mai lumea asta e săracă, vai de capul ei. Terminați demagogia asta. Mai departe, domnul Deliu, cu tot respectul, slava Domnului, a fost studentul tău, dar ceea ce critici tu, dacă tocmai asta vreau să spun, că ascult-mă mine foarte atent, ceea ce critici tu, da? Critici tu. A să ajung la Academia Cățăvencu. Fiindcă criticul, punctele la care te referi tu, avizele care trebuie să le dai organul executiv pentru ședințele, deciziile Consiliului Municipal, sunt prevăzute în hotărârea guvernului numărul 96 din 2010, când șeful tău era prim-ministru. Ai înțeles? Mai departe. Domnul, stimați colegi care s-a înaintat un proiect de alternativă, care vă plângeți să nu a fost acceptat. Dumneavoastră veniți cu un proiect care cu adevărat demonstrează că voi n-aveți capacități juridici, cum ne vinuiți pe noi.
Uitați-vă, primarul general să devină membru al guvernului. Domnilor, dar parcă noi vorbim de puteri separate. Ha? Cum primarul general ales de cetățeni să fie în subordinea prim-ministrului? Ha? Și a fost la noi practic, a fost domnul Recheanu. Și europenii au spus, domnilor, nu-i corect. N-are și căta primar general membru al guvernului. Bașcanul e altă problemă, e statutul, aici sunt alte nuanțe. Lăsați, și el n-are dreptul, dar datorită faptului că s-a adoptat acest statut, autonomie, mai departe. Proiectul alternativ prevede că Consiliul Municipal trebuie să aibă președintele Consiliului Municipal, permanent, care să adopte decizii. Domnilor, năcealnici vreți? În toată Republica, toți primarii înaintează, în toate satele, și în Burkina Faso, și în Puțântei, și în Chipirceni, primarii înaintează ordinea de zi Consiliu, Consiliu și alege un președinte ședință, adoptă deciziile, le semnează și primarul le execută. Care e problema aici? Ce luăm noi de la Consiliu? Care aberații aici sunt? Proiectul alternativă prevede crearea unui inspectorat general, poliție municipală, încă una. Cu ce se ocupe ea? Denghi de lit. Proiectul alternativă prevede crearea încă a unui sector în Chișinău. Avem 5, încă unul. Hai, năcealnici, peste năcealnici. Încă două. Domnilor, iată de ce a fost luat ca bază proiectul normal prezentat. Da, noi acceptăm orice propune care să fie bună și de la voi tot. Nici o problemă. Dar nu o să admitem, stimați socialiști, ca primăria, care are primar general ales de cetățeni, să fie condusă de doamna Cebanu și fiecărui ei Ivan Cebanu. Ați înțeles? Și de voi socialiști. Bardacul trebuie să punem punct să ne ocupăm de problemele cetățenilor. Asta trebuie să înțelegeți. Noi avem un stat de drept democratic, dar nu un stat, nu suntem Republic Soviet Socialistă Moldovnească. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Diliu, ați fost menționat. Vă rog frumos. Domnul Ghimpă, vă rog frumos. Vă mulțumim mult. A fost încheiată orele de cuvânt. Acum însă dreptul la replică are domnul Diliu. Vă rog frumos, poftiți. Da, mulțumesc mult. Domnul Ghimpu, eu n-am să vin. Domnul Diliu, vă rog frumos, poftim. Numai puțin. Domnul Novac, vă rog frumos. Cer colegii să vină. Vă rog frumos, încetați. Încetați. Solicit deputaților să revină la calm, dragi colegi. Dragi colegi, reveniți la calm. Dragi colegi, reveniți la calm. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere. S-a zâmbit frumos la sfârșit. O să ne lămurim și în privința penalizărilor. Vă mulțumesc frumos!